managementul deșeurilor și biodiversitatea constituie repere de o importanță deosebită pentru conducerea județului Mehedinți. Sunt foarte multe probleme de mediu în România. Mediul în sine este un lucru despre care cu toții avem o responsabilitate. Atât autorități la nivel central, noi la Ministerul, unde sigur suntem responsabili de politica publică, de partea de reglementare, dar când vine vorba de implementare efectivă a acestor lucruri, dumneavoastră, autoritățile locale, sunteți în prima linie. Și am vrut să vă spun asta pentru că sunt câteva domenii care nu merg bine în țara asta, și în care este nevoie de implicarea dumneavoastră foarte activă și poate mult mai activă decât a colegilor care au fost în poziția dumneavoastră în trecut. Unul din aceste domenii este managementul deșeurilor. În România, ca stat membru al Uniunii Europene, atunci când am aderat la Uniunea Europeană, ne-am asumat niște obligații pe care le-am semnat în tratatul de aderare și pe care avem responsabilitatea să le îndeplinim, ca orice membru responsabil al unei comunități sau al unei familii. Pe partea de deșeuri, avem niște ținte de reciclare a deșeurilor de 50% până în 2020. În clipa de față, noi suntem la 6%. Suntem foarte, foarte, foarte departe de atingerea țintelor. Sigur, vă puteți întreba și ce dacă la mine în localitate nu s-a atins ținta, ce mă interesează, ce se întâmplă. Ce se întâmplă la nivel național este că dacă nu ne atingem aceste ținte, suntem una dată în judecată de Comisia Europeană și apoi vom fi puși să plătim penalități. Penalitățile se ridică la până la 200.000 de euro pe zi, până când ajungem să ne conformăm cu ce am promis că facem. Ori acesta este un efort bugetar care se va reflecta în final în buzunarele fiecărui român și deci și a membrilor comunității dumneavoastră. Și de asta spun că, cel puțin pe domeniul de mediu, reușim împreună sau eșuăm împreună. Și trebuie să lucrăm împreună mult mai bine. Acum, sunt multe, nu vreau să intru în detalii. Problematica deșeurilor e una care, încă de când am venit în acest mandat, în noiembrie anul trecut, a generat probleme foarte, foarte mari. Au fost și proteste de stradă și tot felul de lucruri, pentru că legislația fie era prost făcută, fie era neaplicată corect, fie era făcută câteodată un pic cu dedicație și toate lucrurile astea a trebuit să încercăm să le rezolvăm în cât mai scurt timp posibil. Sigur, nu putem să rezolvăm într-un an de zile probleme care trenează de foarte mult timp, dar cu toate acestea, într-un fel, un an de zile este foarte bine ca și mandat, pentru că te obligă să fii foarte concentrat, să-ți dedici energia pe niște domenii clare și să încerci să rezolvi. Pentru mine, eu mi-am asumat în mandat trei priorități clare. Una este problematica pădurilor, o altă mare, mare, mare problemă a României. A doua este problematica biodiversității și arilor protejate. Nu știu dacă știți, dar 25% din teritoriul României este sub o formă de protecție. Și sunt sigură, pentru că am mai auzit în alte întâlniri similare pe care le-am avut cu colegii de dumneavoastră în alte zone ale țării, oamenii totdeauna își pun problema, în special autoritățile la nivel local. Bine, dar dacă avem atâtea arii protejate, noi cum ne mai dezvoltăm? Pentru că o arie protejată nu ne îngrădește capacitatea de a ne dezvolta. Este o percepție, de fapt, greșită, pentru că prezența unei arii protejate poate să fie un stimul de dezvoltare extraordinar. Prin atragere de turism, prin atragere de dezvoltare de mici afaceri la nivel local, numai lucrurile astea nu au fost nici bine explicate, nici bine înțelese. Și atunci este un domeniu despre care, dacă vreți, putem discuta, pentru că, din punctul nostru de vedere, există foarte multă deschidere și aș vrea, din potrivă, cei care aveți parcuri naționale, arii protejate în zona dumneavoastră, să le folosiți ca un atu pentru a vă dezvolta și nu ca o barieră. Apoi, a treia prioritate este ceea ce, într-un fel, începe să se întâmple foarte mult și la nivel european și în alte părți ale lumii, economie verde. Ce înseamnă o economie verde? Înseamnă o economie în care mediul este
un catalizator, cum spuneam la început, al dezvoltării. Să vă dau un exemplu concret, uite, dacă există un parc național sau o arie protejată, care în loc să fie percepută de comunitate ca o barieră pentru a se dezvolta deci acolo, să fie folosită ca, ca un magnet de a dezvolta mici afaceri. Aia înseamnă economie verde. Protejăm natura și generăm afaceri, generăm dezvoltare pentru comunitatea locală și locul de muncă. Și bineînțeles, a patra problemă pe care inițial nu mi-o pusesem pe listă, dar am fost obligată să mi-o pun, este cea a deșeurilor din cauza situației foarte proaste a managementului deșeurilor în România. Și bineînțeles, sunt și celelalte domenii foarte importante, apele, protecția împotriva inundațiilor, dar și felul în care gestionăm resursa de apă, care ne asigură viața, domeniul schimbărilor climatice, pe care nu mulți l-au luat în serios până acum, dar începem să vedem că fenomenele meteorologice foarte bruște ne afectează și vă afectează economic foarte tare. Nu sunt lucrări de infrastructură care, în care se investesc foarte mulți bani să se facă și care pot să fie luați de viitură într-o noapte și s-a terminat. Ca să putem, pe termen lung, să încercăm să rezolvăm problemele astea, din nou, repet, nu vom putea singuri, nici dumneavoastră singuri, nici noi singuri, și nici prin măsuri izolate. Trebuie o gândire un pic de ansamblu. Pentru că acolo, în zone unde s-au făcut defrișări foarte puternice, acum vedem un mod constant alunecări de teren. Cum rezolvăm problema defrișărilor la ras, care s-au făcut de-a lungul timpului, nu știu dacă e cazul meu dinți, dar sunt alte zone din țară unde mulți întregi au fost efectiv tăiați complet. Acum oamenii se plâng de ce li se întâmplă, nu când vine viitura. Ca să se poată repara genul ăsta de lucruri, este nevoie de o conlucrare și de la noi, și de la Regia Națională a Pădurilor, dar și de la autoritățile locale, pentru că în multe cazuri terenurile nu sunt întărulate, cadastrul nu este făcut, nu se știe care sunt proprietarii. Deci toate astea trebuie lucrat împreună ca echipă. Aș vrea să insist doar un pic mai mult, poate, pe partea de management a deșeurilor și după aia, eventual, să-i dau cuvântul și domnului secretar de stat, Bob, să vă spună mai multe detalii. Pentru că să vă spună mai multe detalii despre ce am încercat să facem anul acesta și cum ați putea să vă implicați dumneavoastră mai tare. Una din lucrurile cu care se confruntă, să spunem, România față de multe alte țări europene, de exemplu, depozitarea la locul de depozitare a deșeurilor, la groapa de gunoi, pe românește, în România nu costă absolut nimic. Pentru că nu costă absolut nimic, atunci se aruncă totul pe groapa de gunoi, neselectat, la grămadă, hârtii cu plastic, cu sticlă, cu deșeu menajer, cu totul. În statele din Uniunea Europeană, multe dintre ele, depozitarea la groapa de gunoi costă enorm, sute de euro pe tonă, sau este pur și simplu interzisă complet, cum este în Germania. Dar la începutul acestui an, în Uniunea Europeană, s-a liberalizat circulația deșeurilor. Și atunci, ce credeți că se face? Încearcă să-și aducă deșeuri din alte țări, la noi în țară, unde nu costă nimic să-l pui pe groapă, nu? Sigur, unii fac bani din asta, dar pentru noi e foarte prost. Pentru că în România nu avem suficientă capacitate, nu avem loc de gunoi conforme destule, și nu avem loc nici măcar să ne depozităm propriu deșeu, dar apoi să acceptăm și pe cea din alte țări. Sigur, aici am intervenit noi și am lucrat foarte îndeaproape cu BAMA și cu Poliția de Frontieră, am prins câteva astfel de tiruri, pentru că este ilegal să se aducă deșeuri din acestea amestecate din alte țări la noi. Dar se încearcă. Și atunci, începând de la anul, și la noi va exista o taxă de depozitare la groapă. O taxă de depozitare la groapa a deșeurilor. Dar, de fapt, trebuie să ne gândim ce ne dorim pe termen lung. Pentru că pe termen lung, în mod ideal, ar trebui să ne dorim să nu mai avem deșeuri deloc și să reciclăm toate deșeurile, să le colectăm selectiv, oamenii acasă la ei, să le colecteze selectiv. Pentru că foarte mare parte din deșeuri, în special hârtia, sticla, plasticul, sunt valorificabile. Valorificarea înseamnă că le reintroducem în ciclu de producție ca și materie primă secundară și înseamnă că se pot, din nou, genera afaceri, se pot crea locuri de muncă, dar pentru asta trebuie, în primul rând, oamenii să poată să colecteze selectiv acasă.
ca să-și colecteze selectiv acasă, trebuie să aibă o infrastructură pe care trebuie să o asigure autoritatea locală împreună cu operatorii de salubritate. Și multe lucruri din acestea în care dumneavoastră deveniți actor principal. Și o să rog pe Raul să vă spună mai mult cum să faceți lucrul ăsta. Noi am umblat un pic și pe legislație, tocmai pentru a, pe de-o parte, stimula oamenii să înceapă să colecteze selectiv și, pe de altă parte, și pentru autoritățile locale există o țintă de cât de mult se poate deposita la proapa de gunoi în fiecare an și această țintă scade în fiecare an cu 15%. Deci dacă anul ăsta se depozitează 100.000 de tone, la anul trebuie să se depoziteze 85.000 de tone și pe ce depășește această țintă se plătește o taxă la fondul de mediu. Ei, toate aceste taxe din poluare, din managementul deșeurilor, se colectează la ceea ce se numește fondul de mediu. Este o instituție care ține de Ministerul Mediului, administrația fondului de mediu, care are cumva o dublă funcție. Este, dacă vreți, un fel de ANAF verde, deci colectează aceste taxe, dar mai departe, ce face cu ele? Ar trebui să le reîntoarcă, să se reîntoarcă în a finanța programe care se ducă la îmbunătățirea mediului. Asta s-a încercat să se facă un pic în trecut, dar anul acesta am accelerat, sau sper să accelerăm foarte tare, astfel încât toți banii care se colectează de la cetățeni să fie realmente investiți în programe de mediu care să aducă beneficii și mediului și cetățenilor. Și aici ajungem la al doilea punct al discuției, unde vreau să vă spun concret ce fel de programe am lansat și mai lansăm anul acesta, pentru că pentru multe dintre ele, autoritățile locale sunt eligibile pentru finanțare. Și am vrut să știți despre asta, în caz că sunteți interesați și vreți să accesați aceste fonduri. Unul din programe este cel pe care probabil îl cunoașteți foarte bine, programul RABLA, de înlocuirea parcului auto, este în funcțiune de 10 ani, cu succes, pe ideea că înlocuim mașinile poluante cu unele mai puțin poluante. Este o idee bună. Numai că, pe termen lung, trendul sau tendința pe care se merge inclusiv la nivel european și dar trebuie să mergem și noi, este să înlocuim parcul auto cu mașini electrice sau cu mașini hibride care nu poluează deloc. Și pentru a veni în ajutorul acestui trend, am introdus de anul acesta un alt program de finanțare, RABLA Plus, prin care subvenționăm până la 6.000 de euro achiziția de mașini electrice sau hibride. Atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice. Deci, inclusiv pentru autorități locale, dacă vreți să dați un exemplu și să vă cumpărați mașini electrice, cred că ar fi un mesaj foarte bun pe care l-ați dat în comunitatea dumneavoastră, că așa ar trebui să circulăm de acum încolo. Sigur, mulți oameni una se sperie încă de preț, pentru că e un pic prețul mai mare pe mașini electrice, dar se sperie și de faptul că nu există o infrastructură de baterii, nu ca altfel unde să-ți alimentezi mașina. Și atunci am lansat chiar ieri o a treia linie de finanțare prin care, în special, autoritățile locale pot accesa bani dacă vor să construiască infrastructură de vize electrice pentru mașini electrice. Și vă spun asta, o să vă spună colegii mei mai concret și ce sume, dar să luați în calcul pentru că este o perioadă până la care se poate aplica. O altă linie de finanțare, deci tot din fondul de mediu, din aceste taxe pe care le colectăm din deșeuri și din poluare, susține programul Casa Verde și Casa Verde Plus. Casa Verde Plus e un program complet nou. Casa Verde înseamnă, pe de-o parte, că acordăm finanțare pentru cei care vor să-și înlocuiască sistemele de încălzire cu sisteme pe panouri fotovoltaice sau pe pompe de căldură. Și am înțeles din discuțiile cu domnul primar și cu autoritățile locale că cel puțin aici în Drobeta este o mare problemă estimată pentru iarna, apropo de încălzirea comunității. Dar, în plus de asta, o casă verde nu înseamnă doar să ai panouri fotovoltaice, înseamnă și cu ce fel de materiale construiești casa sau o renovezi, cu ce o izolezi, ce fel de iluminat pui în interior. Iar programul Casa Verde Plus este un program nou prin care, la fel, subvenționăm și materialele ecologice de construcția casei, izolarea, acoperișuri sau terase verzi, unde acum sunt studii care arată că asta ajută
bine și izolarea casei, dar creează și un, un spațiu mult mai, mai sănătos. Iar aici sunt eligibile și autoritățile locale, deci și comune și instituții publice, spitale, școli, grădinițe, deci astea puteți să luați în calcul. Programul este încă în consultare publică, dar o să finalizăm ghidul de finanțare în următoarele săptămâni și apoi se va, se va lansa. Apoi sunt alte linii de finanțare, pe, mă refer doar la cele care sunt în care sunt eligibile și autoritățile locale, ca să fie clar. Sunt programele de... o să fie o linie de finanțare, de asemenea de deșeuri, în care să ajutăm să se facă sisteme de acestea de colectare selectivă a deșeurilor, dar și un program pe care noi l-am văzut în străinătate, care funcționează foarte interesant pentru comunitatea locală, se numește Eco Park în străinătate, noi am spus Eco Atelier, în care, practic, sunt niște centre la nivel comunitar, unde se pot aduce tot felul de obiecte pe care oamenii nu le mai folosesc în gospodărie, obiecte de mobilier sau alte lucruri, care apoi pot fi reciclate, făcute alt gen de obiecte din ele și revândute, la sume mult mai mici, dar sunt programe care au succes pentru că banii colectați se reîntorc în comunitate. Se creează și câteva locuri de muncă, se strâng și în loc să arunce oamenii în stradă ce nu le mai trebuie, se aduc la acest centru și apoi se revalorifică. Și am vrut să introducem și în România acest concept. Vom lansa o linie de finanțare pentru programe de ecoturism. Iar județul Mehedinți, tocmai asta discutam mai devreme, are un potențial extraordinar, pentru că are și Dunărea, dar are și zona montană foarte, foarte frumoasă. Însă, și are și pește, nu speologie, dar turismul trebuie făcut genul acesta de ecoturism sau genul de turism pe care îl finanțăm din astfel de programe este un turism cu impact minim asupra mediului. Pentru că turismul se poate face de mai multe feluri. Nu poți să vii cu autocare întregi de chinezi sau de oameni care, sigur, poate să-ți aducă mai mulți bani, dar poate să și strice foarte mult mediul. Sau poți să încerci să atragi o anumită clasă de turiști care au mai mulți bani, poate să cheltuie mai mulți bani în comunitate, dar care apreciază foarte mult, să spunem, frumusețile naturale sau sălbăticia unei zone. Și foarte mulți europeni care ar vrea să vină în România, sau nu numai europeni, nu și din alte țări, americani, australieni, vin tocmai pentru că România este foarte specială, pentru că are o natură încă foarte sălbatică. Or, asta, dacă vrem să continue să vină oamenii aceștia, trebuie păstrată ca atare. Deci, felul de ecoturism pe care noi vrem să-l încurajăm este unul care să pună accent pe specificul local, pe tradițiile locale, pe tradițiile autentice, nu acelea făcute, fabricate numai pentru turiști. Pe folclor, pe etnografie, pe bucătăria specific locală, nu? Și astfel de lucruri autentice.